carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. Hei, dragilor, bine ne revedem la un nou daily vlog. Acest daily vlog este cel din martie, pentru că, așa cum mi-am propus, în fiecare lună vreau să filmez un daily vlog. Ați văzut, am la Lele, am primit la Lele și sunt atât de bucuroasă. Le am pe acestea albe, care îmi plac foarte, foarte mult, dar mai am și în bucătărie un pic mai colorate. Vă invit la o felie de chec, din magazinul polonez, un chec Boromir. Este delicios. Mi-am mușcat buza interioară. Și cineva se joacă cu lalelele mele. Mami, lasă lalelele în pace. Ia uitați-o pe Little Monkey. Mami, nu facem box cu lalelele. Deci nu am cum să le țin aici, că cineva își face de cap. Eu nu arăt atât de bine, poate, cum v-ați aștepta să arăt pentru un început de vlog. Dar este o săptămână foarte încărcată pentru mine. Am lucrat 7 zile la rând, câte 8 ore, deci undeva la 56 de ore, în care mai pui pregătirea, drumul și așa mai departe. Am zis că să-i dau drumul acestui daily vlog de astăzi, pentru că vreau să filmez câte un pic, câte un pic în fiecare zi, așa cum v-am obișnuit deja. Astăzi este duminică, 17 martie, ca să aveți și idee de când am început acest daily vlog. Vă rămăsesem datori cu ceva recomandări random, dar nu au mai ajuns la voi. O să le filmez, pentru că vreau să vă povestesc despre aceste recomandări, mi se par foarte importante și foarte drăguțe. De asemenea, recent am terminat o carte, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Cei care iubesc urăsc, și sinceră să fiu, am rămas surprinsă de rezultat, de final. Nu mă așteptam la acest final. Eu sunt un pic roșie pentru că mi-am făcut o baie caldă. Acum și eu mă simt un pic mai odihnită. Am aici pe Sky lângă noi, care vrea să mănânce chec, flori și cărți. Nu știu cum aici, flori, fete sau băieți? Da, mami? Ia. Ia. Ei, iubita? Ia zi. Ce faceți? Ce faceți? S-a liniștit și ea un pic. Da. Sper să rămâneți alături de mine, să vă placă acest vlog. Acum cred că o să mă bucur și eu de o nouă carte pe care tocmai am început-o. Vreau să vă mai arăt și o comandă de la Avon, care am dat-o recent. Am așa multe chestii să vă arăt, poate gătim împreună, mergem la plimbare. Astăzi am fost în parc 10 minute doar, după muncă. Copacii deja au înflorit, magnoliile sunt înflorite. Așa cum vă spuneam, am început o nouă carte, Elif Shafak, Cele 40 de legi ale iubirii. O am aici și vă mai spuneam că am dat o comandă la Avon și a venit între timp. Cineva este foarte jucăușă. Ia uitați cum facem noi unboxing împreună. Am așa, uite, rog frumos, un set incandescens. Și care are un deorol, un parfumel micuț care poți să-l iei în călătorii și acest parfum care va ajunge la o prietenă, pentru că anul trecut ea mi-a dăruit un parfum de la Avon, Rare Pierce, și mi-a plăcut tare mult și acum practic vreau să îi hrănesc gestul drăguț pe care l-a făcut. Uitați ce ambalaj drăguț are. Iar acesta îmi va folosi în călătorii. Pentru machiaj am cumpărat așa un creion de ochi care nu vi-l recomand, Super Definition, care chiar nu vi-l recomand,
o pudră și un fond de ten. O să le desfac și o să vă arăt cum arată. Mame, ia uitați, cine mănâncă aici florile? Ce-ai tu cu laleaua, mame? Îmi spui și mie. Ce ți-a făcut floarea? Lasă-o în pace. Hai, mame, lasă-o în pace. Înțeleg că-ți place, dar lasă-o. Ia uitați ce le face, le capsează. Pudra și fondul de ten nu le-am încercat, deci nu pot să vă dau un feedback. În schimb, creionul, dacă plouă sau e umiditate mare, se întinde și te înnegrești. Aș vrea să văd dacă pot să returnez, să vedem ce putem să facem. El așa e fain, dar nu-mi place. Mai departe m-am mai cumpărat o cremă de mâini, care, sincer să fiu, asemănătoare, m-am mai cumpărat și a fost bună, mi-a plăcut. Aceasta este cu tie antioxidantă cremă de mâini. Și unul dintre produsele mele favorite, cel brand favorit sau Planet Spa, am o mască, mai am una de măsline, iar acesta este cu minerale de la Marea Moartă. Și așa arată, îmi place acest albastru puternic. Are un miros foarte puternic. Aceasta nu am încercat-o, dar îmi place foarte mult cealaltă cu ulei de măsline sau cu măsline, cea verde. Toată comanda m-a costat 40 de lire. Astăzi chiar a fost o zi mai însorită și poate de asta și cheful meu de a începe acest daily vlog. Așa cum v-am spus, o să citesc un pic. Se am clasă de yoga și o să particip să vedem ce exerciții ne arată. Este online. Cum? Ține legătura! Binișor, ții între degete o piatră și o arunci în apa curgătoare. Efectul s-ar putea să nu fie ușor de deslușit. O mică încrețitură unde piatra străpunge luciul apei și apoi un clipocit înăbușit de vuietul râului din jur. Atâta tot. Aruncă o piatră în lac. Efectul va fi nu doar mai vizibil, va fi de asemenea mult mai durabil. Piatra va tulbura apele liniștite. În locul în care va atinge apa, se va forma un cerc și într-o clipită, cercul acela va da naștere altuia și apoi altuia. Curând, undele stârnite de căderea pietrei se vor întinde până se vor face simțite pe întreaga oglindă a apei. Abia când vor ajunge la maluri, cercurile se vor opri și se vor stinge. Dacă o piatră cade într-un râu, râul o va lua ca pe o tulburare oarecare, încurgerea sa deja năvalnică, nimic neobișnuit, nimic de neînvins. Dacă o piatră cade însă într-un lac, lacul nu va mai fi niciodată același. Foarte mult acest prolog. Da. Ce faci, mami? În sfârșit s-a liniștit și ea, așa că să avem o lectură plăcută. Iubita! Iubita! Ține, iubita! Ne jucăm! Hei! Hei! Wow! Seek to lead. He's called to it, and he answers. And if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Dimineața, deși m-am trezit foarte de dimineață, nu am reușit să vorbesc aici pe cameră sau poate nici mi-am dorit pentru că
nu mă machiasem și am zis că, băi, șaseară m-ați văzut așa nemachiat, acum la fel. Sunt cu Sky pentru că mergem la veterinar. Și după ce mă întorc, mai am câteva chestii de făcut, o să merg și la not și poate merge și la film. Din nou în stația de autobuz. Mergem să vedem filmul Dune, după ce aseară ne-am uitat la prima parte și chiar am rămas surprinsă să observ detalii care prima dată nu le-am observat pentru că eram prea concentrată pe acțiune, pe efecte speciale, pe costume și să-mi dau seama că practic e un film de politică și un film războinic, de luptă, să zic așa. Nu am observat prima dată. Acum vedem cel de-al doilea, care abia a apărut recent în cinema. What if you could make it all real? Bună dimineața! Am fost activă de dimineață, am făcut această compoziție pentru o prăjitură cu banane și cu dulceață de caise de la Holland & Barrett, dacă nu mă înșel, o am. Și partea mai puțin frumoasă de spălat vasele. Și un mic dejun rapid și sănătos. E kefir și cu o baghetă de dusan. Ce drăguțe floricele! În continuare, în Anglia e destul de rece. Chiar ploua destul de tare mai devreme și am zis că nu mă mai duc la not pentru că plouă, dar s-a oprit, mai plouă așa mărunt și mi-am făcut curaj să plec din casă, că trebuie neapărat. Și este acum 9:30, iar eu la ora 2 trebuie să fiu la muncă. M-am trezit cam pe la ora 7:20, destul de devreme, dar după filmul cum a mers la somn, așa cum am spus, filmul Dune, noroc că l-am văzut cu o seară înainte, prima parte. Cred că eu sper că va mai avea o continuare, pentru că nu s-a terminat povestea. Ele oricum sunt mai multe cărți, nu am citit cărțile. Ce mi s-a părut foarte interesant era faptul că era un domn în vârstă, să zic undeva la 60-70 de ani, în sala de cinema și era singur și nu avea nicio problemă cu chestia asta. Spun asta pentru persoanele în care nu merg la restaurant, nu merg sajă sau la un film pentru că nu au companie. Așa că să luăm exemplul domnului și pur și simplu să ne bucurăm de compania noastră, de activitate și să uităm că suntem singuri. Astea sunt noutățile. E cam urât la noi, încă nu au înverzit toți copacii, se simt așa ca toamnă. Nu e chiar primăvară. Acum câteva zile am văzut o rețetă la Irina Binder, scriitoarea, care spunea că ea pune legumele la cuptor pentru o supă cremă. Și hai să fac și eu așa. De obicei eu le puneam la fiert și pe urmă făceam supa cremă, dar hai să mai încercăm ceva nou, așa că avem ardei, galben, roșu, ceapă, morcov, cartofi, roșii și le dau la cuptor și pe urmă presupun că mai pun un pic de apă, vedem cum se prezintă treaba. Și am avocado și o să fac și cremă de avocado. Eu doar pun brânză, cremă și roșii. Să-i curăț întâi. Am răzgătit un pic, am pus aici almet, hummus, roșii și brânză cremă. Almet, ceva în genul acesta. Și acum o să mestec și practic o să iasă o cremă de avocado. Avocado e gata, e o grămadă, dar o să fie și pentru următoarele zile. Iar aici am mai făcut o salată de crudități cu morcov, roșie și am pus și fasole, boabe, roșii cu sare și piper, un pic de ulei. La fel merge foarte bine pentru masă ușoară, lejeră, prânz, cină.
și legumele sunt gata și sunt atât de gustoase încât nici nu-mi vine să fac supă cremă din ele, mai ales că acești cartofi zici că sunt făcuți pe plită. Așa bun sunt. Grea decizie. Ia uitați ce speaker drăgălaș mi-a cumpărat soțul. Ca să am aici în bucătărie, să-mi pun muzică. Practic este o box așa, mică. Foarte drăguț. Bună dimineața din a nu știu câta zi de vlog, că am și uitat și am pus și bateria care nu are baterie. Astăzi am filmat un videoclip cu recomandări random, dar pentru că este foarte lung nu o să pot să-l pun în daily vlog, dar o să pun așa câteva fragmente și o să vă invit separat pe canalul meu de YouTube. Vorbesc foarte rapid pentru că mi se descarcă bateria. O să văd ce să mai filmez ca să fie un daily vlog mai interesant și mai lung, dar următorul videoclip, vă spun de pe acum, va fi despre recomandări random pe canalul meu de YouTube. În trecut, în 2023, am primit această agentă în dar și spunea așa pe copertă: "You are capable of amazing things." Iar în interior mi-a venit mie ideea de a trece în fiecare zi din an câte o recomandare. Bineînțeles că la un moment dat m-am oprit din a scrie, dar cu toate astea am ceva recomandări faine voi, care vreau să vi le prezint și sper să vă ajute și pe voi așa cum și pe mine m-au ajutat la momentul respectiv și îmi face plăcere să revin, să mai citesc, să mai ascult o melodie, să mai vizionez un film, chiar dacă l-am mai văzut odată. Așa că o să spun recomandări random, pentru că pur și simplu sunt niște recomandări pe care eu le-am adunat de-a lungul anului 2023. Și o să începem cu conceptul de sine. Nu știu dacă toată lumea știe ce înseamnă conceptul de sine, dacă s-a întâlnit cu acest concept, dacă a căutat definiția. De asemenea, vă invit să citiți, să ascultați Legea Asumției de Neville Goddard, Draculic, Patul Fridei, iar de aici am luat la fel un citat: durerea este inexprimabilă. The Crown, sezonul 5, între timp am văzut și sezonul 6 și finalul serialului. De asemenea, am fost și la o licitație care licita obiecte din filmul serial The Crown. Nu am licitat niciun obiect, dar mi-a plăcut experiența pentru că am fost expusă la Rocky, la lucruri din serial și mi s-a părut foarte interesant. N-am mai fost niciodată la o expoziție cu vânzare. Sunt cele patru nevoi psihice fundamentale. Așa, avem nevoia de apartenență, nevoia de autonomie și siguranță, nevoia de satisfacere a plăcerii și nevoia de credere în sine și recunoaștere. Acestea ar fi cam cele patru nevoi psihice fundamentale. Mi-a ajuns prima mea comandă de la Temu. Să vedem că nici nu mi-amintesc ce am dat comandă. Oricum vreau să mai plasez o comandă pentru că mai am nevoie de ceva chestii și am văzut că sunt mai ieftine. Hai să desfacem împreună, să vedem ce am dat comandă. Da, am dat de un suport pentru baie mai mare, mai mare. Ah, fernuțe, fese de pernă. Altele, mai multe. Ai doar una. Destul de mare. Frumoșica. Cu o bicicletă. Așa arată. De chiar trebuță și destul de bună și la material. Cu această bicicletă cu flori și verde. Un covor pentru baie. Ce îmi place e că e mai mic față de ce găsesc eu în oraș, dar nu e atât de extraordinar. La material cel. Am pregătit o tochitură românească cu smântână, brânză, cărnați, mămăligă și ochiuri. Abia aștept să mănânc. Bună, bună dimineața! Este sâmbătă, este weekend și pentru o zi de sâmbătă m-am trezit din nou foarte, foarte de dimineață. Am făcut o meditație de dimineață, am ascultat
Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi este o mică emisiune pe Spotify, dar găsiți și pe YouTube. Chiar vă recomand. Practic, sunt învățăminte, cuvinte care vă ajută să treceți prin greutățile vieții și dacă aveți ceva pe suflet, poate în ziua respectivă primiți și un răspuns de la Dumnezeu. Așa cum am spus, este sâmbătă și lucrez un pic mai târziu, dar până atunci vreau să mă bucur de ceva activități. Trebuie să termin de editat videoclipul pentru mâine. De asemenea, este o zi destul de însorită, cel puțin momentan de la ora 6 este foarte însorit, așa că o să ies un pic pe aici prin parc, a înflorit o magnolie în fața casei noastre și o să merg să iau câteva cadre și bineînțeles că sunt cu Sky pentru că e ca un Sky, nu mă lasă deloc din privire. Mâine sunt liberă și o să mergem în Londra la o piesă de teatru sau musical, nu mai știu ce am rezervat. Oricum, la începutul februarie această piesă a fost în premieră și am auzit doar păreri bune, ceea ce mă bucur pentru că abia aștept, nu am mai fost de ceva vreme în Londra și o să fie o zi foarte faină. Tocmai am primit un raport de la grădiniță, de la nepoțica mea. Și chiar am rămas impresionată pentru că ea este un copil foarte empatic și scria în raport faptul că dacă colegii ei, copiii care se joacă ea în mod normal, în ziua respectivă nu vin la grădiniță, ea nu stă singură, ea include și alți copii, merge la toată lumea, se joacă cu toată lumea și mi se pare foarte drăguț că face asta. Eu am învățat poate un pic mai târziu, aveam și eu preferințele mele, anumiți copii, pe alți copii, dar îmi amintesc că totuși eram destul de matură și mergeam chiar și la femei în vârstă, chiar dacă nu erau de vârstă cu mine, mergeam, stăteam cu ele pentru că îmi era milă gândindu-mă că ele sunt singure și nu au cu cine să vorbească și deci da, se trage din familie empatia asta. Și de asemenea, grija față de alții este foarte grijulie, foarte atentă, empatică. Țin minte că am jucat la începutul anului un joc cu fratele ei și el s-a enervat foarte tare că a pierdut și a plâns, a început să plângă și odată cu el a început să plângă, fiind foarte empatică, să zic. Așa că mă bucur că avem niște copii așa extraordinari și drăgălași și dulci și își trăiesc copilăria și învață propriile lor lecții. Este așa cu un chef de vorbit. Astăzi este și ziua prietenei mele din copilărie. Suntem prietene de 33 de ani. Ne știm de foarte, foarte, foarte multă vreme, ne știm de când lumea și pământul, cum s-ar spune, și o să încerc să-i dau și ei un telefon să vedem dacă răspunde. Ia uitați cum stă Mândra pe masă. Mami, ce faci? Sky? Dai poplă mami, nu? Mergem la plimbare? Nu am mai povestit aici pe cameră, dar am avut o situație foarte ciudățică cu ea pentru că am venit de la muncă, nu mi-am dat seama că este la ușă și a ieșit. Noi stăm într-o zonă destul de liniștită, rezidențială, sunt foarte multe case, nu sunt câini împrejur, dar cu toate astea nu lăsăm afară pentru că îmi este frică, mai ales că ea fiind încă puiuț și mai sunt mașini care mai trec și de aceea stau eu cu grijă și nu mă relaxez. O să-i cumpăr un ham și o să mergem împreună la plimbare, dar ei îi place foarte mult să iasă afară, îi place să exploreze, eu știu asta. Și așa cum am spus, am venit în jur de ora 11 acasă și a ieșit pe ușă. De obicei, stă doar împrejurim și în jumătate de oră o băgăm în casă, o chemăm cu pliculeț și vine. De data asta, după acea jumătate de oră, 20 de minute, când am mers din nou să o căutăm, nu era nicăieri. Și m-am speriat foarte tare că nu o vedeam, nu știam unde a plecat, nu știam ce a pățit. Între timp, noi i-am pus microchip, pentru că aici este obligatoriu de acum, de la 1 aprilie, ca toate animalele să aibă microchip, dar cu toate astea, o calc o mașină, degeaba are ea microchip. Și, na, am stat așa un pic cu grijă,
Și a venit în final la 2:30 acasă, după vreo 3 ore de explorat, era cam speriată, nu am certat-o, vă dați seama, dar da, trebuie să avem grijă când ieșim pe ușa. Am fost, am luat câteva cadre și câteva poze am făcut, dar e cam friguț, cred că se simte că e rece, am văzut că sunt 4-5 grade, ceea ce înseamnă că, da, într-adevăr, e destul de rece, așa că m-am întors repede acasă. O să continui cu editarea videoclipului pentru mâine și cred că o să pun la cuptor 2 pizza și pe urmă trebuie să plec la muncă. Ce frumusețe! Uitați ce alee romantică! Foarte drăguț! Încep să cad! Uitați-vă la mine! Am pijamale, cizme... Welcome to the Butterfly Trio. I am Professor Pellegrin, and this is my magical glasshouse. As an explorer and naturalist, I have traveled the world searching for wondrous plants and creatures. In 1852, I was deep in the cloud forests of Peru when I first saw these beautiful others trailing sparkling light as they flew. At first, I thought it was own eyes. I brought a few specimens back with me, so that others may wonder at their majesty. Am grăbit și mergem la teatru. Vedem cum o să fie această piesă, pentru că, așa cum am spus, a fost publicată recent, în premieră, în februarie. Hai să o mai arăt prin împrejurii. Call me out, call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. Bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube. Deja ați văzut din titlu că acest video este împărțit în două părți. Avem o parte de daily vlog, cel din luna martie, și o să vă arăt câteva ținute de primăvară. Am o fashionistă aici, mami. Spui bună la fete și la băieți? Am fost, cred că acum 2-3 săptămâni, la un prieten. El s-a apucat de un business și pur și simplu licitează lucruri online, iar după aceea le vinde mai departe la un alt preț, bineînțeles. Și mi-a arătat câteva chestii drăguțe pentru mine și mi-am luat și eu câteva. Mi-am ales
Și o să vă arăt ce mi-am ales și mă face să mă gândesc la faptul când veneam fete în cămin la sora mea și aduceau lucruri, plovere, lejerie intimă și îți alegeai. Așa pur și simplu m-a făcut să mă gândesc la unul dintre aceste momente sau femei veneau în sat din poartă în poartă și îți arătau marfa adusă de obicei din Turcia și m-a făcut să mă gândesc foarte mult la acele momente din viața mea. Haideți să vă arăt, o să și încerc să probez. Am aici un halat, nu halat, un palton în culoarea mov, o culoare foarte frumoasă. Da, soarele cam se joacă cu noi, intră, iese, o să mă vedeți un pic ciudat, să încerc eu să mai schimb setările. Avem noroc de un soare foarte frumos, dar ne mai și încurcă un pic, pentru că nu stă la fel. Da, acest palton în culoarea mov. Se cheamă Allegra în măsura S și chiar e o calitate foarte bună. Nu știu dacă este stofă, bineînțeles, că s-ar putea să nu fie, dar nu este o stofă din aceea bățoasă, ci mai degrabă o stofă plăcută la atingere și îmi place la nebunie această culoare. O să vedeți că mai am unul asemănător, dar într-o culoare diferită. O să pun deoparte și după asta o să probez ca să vă faceți și voi o idee. Am purtat acest sacou. Un sacou ce are așa un pic de vibe de Chanel. Are acești nasturi destui de mari cu auriu și acest guler de catifea cu negru, roșu și inserții de alb. Îmi plac la nebunie nasturii, după cum se vede acolo, sunt foarte drăgălași nasturii. Așa cum am spus, l-am purtat recent și chiar a fost confortabil, că deși am purtat sub haina groasă, pentru că aici în Anglia încă este rece, mi-a plăcut, am combinat-o cu o fustiță neagră și da, așa cum am spus, are așa un vibe de Chanel. O să probez, așa cum am spus. Mai departe, aceasta este o rochiță de tip școlăriță, mărimea, sacoul este tot de la aceeași firmă Allegra, mărimea S, iar aceasta este o rochiță cu guler, tot Allegra, cu guler alb, de ce zic școlăriță, cu guler alb, ia uitați ce drăguță este, și culoarea aceasta muștar, are această cămășuță cu mânecuțe. Îmi place foarte mult gulerul din față, după cum se vede. Și are și un fermoar aici în spate. Așa. Mânecuță. O mătase foarte plăcută la atingere. O bluziță sau mai degrabă o cămașă tip bluziță. Ia uitați. În mărimea M, tot de la Allegra. Este o culoare crem, cred că se vede acolo. Este o cămașă mai lărguță, asemănătoare cu cealaltă rochiță, este această rochiță în culoarea albastru, combinație cu negru. La fel are un guler, fermoar pe spate, mânecuțe și mi se pare foarte drăgălașă și aceasta. Are un vibe de uniformă. În perioada comunistă erau uniformele asemănătoare cu această rochiță. Așa cum spuneam, mai am un palton în culoare un pic mai închisă decât cealaltă, un verde petrol
sau un albastru petrol, tot de la Allegra. Și cel mov îmi place foarte, foarte mult, dar și acesta. Ia uitați. Mai departe am o rochie. Aceasta mi-a dat-o o prietenă. Mi-a împrumutat-o de la Shein. Aceasta nu este cumpărată de pe site-o. Rochie vaporoasă așa de vară, în culoarea verde mentă. Mărimea este esta, este o rochiță oversized și am luat-o pentru o ședință foto. Cumpărat soțului șosete, 3 sau nu, 6 perechi, non-upway și conține 80% bumbac, 17% nylon și 3% spandex, deci nu este chiar atât de rău când vezi numai polister. Non-upway, scrie aici. Și sunt 6 perechi. Am mai cumpărat-o de la prietenul meu, o pompă de umflat baloane, pentru că vreau să fac o ședință foto și îmi trebuie să umflu baloane. Hai să vedem ce culoare are. Albă, din ce văd eu. Da, avem aici dispozitivul plus încărcător. Ia uitați ce formă drăgălaș are. Nevasta a așezat pe hâinuțele mele. Îmi place să stea pe ele, văd. Uitați că am cumpărat o pastă de dinți, Purple Toothpaste, de la Babo Soap. Așa, nu mai minteam ce am cumpărat, are 2 paste pentru din. Și aici am luat ceva de relaxare, ceva zen într-o cutiuță. Ia uitați. Pentru casă. Care vreau să eu dau surorii mele să mi-o redecoreze, pentru că sunt sigură că o va face din ea ceva mult, mult, mult mai frumos de cum arată deja. Tăvița se prezintă așa, cu aceste biluțe, culoarea maronie din lemn. Pui pe tavă ce dorești să servești, dar vreau să îmi pună sora mea material de reșină și să o facem un pic mai fancy, ceva mult mai drăguț. Pe lângă tot ce v-am mai arătat, am mai cumpărat ceva și pentru casă, un umidificator, pentru că am senzația câteodată în dormitor cel puțin este mai rece și mai umed, arată așa. Așa arată, o să iau o imagine mai de aproape. Și pe lângă ce v-am arătat acum aici, o să profit de ocazie și să vă arăt și ultimele cumpărături pe care le-am făcut din Primark. Sunt de ceva vreme, dar pentru că încă nu a venit primăvara aici, nu prea le-am purtat. Și haideți să vă arăt, sunt câteva plovere și 2 cămăși. Mă bucur că totuși mai avem un pic de soare. Un plover în culoarea roz, care poate fi luat așa sau pur și simplu adaugi o cămașă pe dedesubt și atunci o să vadă foarte drăguț. Uitați, această cămașă roz și dacă adaugi ploverul, se vede super, super drăguț. Este gen Barbie style. Nu mai amintesc exact cât am dat, dar cred că era la reducere ploverul și am dat 6 lire de la Primark. Se vede aici Primark. Și pe cămașă, cred că 2 lire. Da, 2 lire, mărimea 6. După cum se vede acolo, culoare roz, roz bonbon, care abia așteaptă să fie purtată în primăvară. Am mai cumpărat această bluziță, care cred că este de la copii, da, 13-14 ani, cred că am dat undeva la 7 sau 8 lire. La fel, merge în tot felul de combinații, cu fustă, pantalon, cu o maletă de desubt sau cu un tricou.
aceste culori îndungi, mai colorate față de ce am eu acum pe mine. De exemplu, acesta este un ploveraș de la H&M. Așa am spus că 7-8 lire eu cred că am dat. Și încă o cămașă verde, dar cred că asta o am de ceva timp și v-am mai arătat-o. Dar abia aștept să o port acum în primăvară. Și de ce am adus-o? Pentru că la fel poate fi purtată pe sub un plover. Și am uitat la acest plover, la fel l-am cumpărat de la secțiunea de copii, undeva la 13-14 ani. Acest plover care pare împletit în cloș, mâneca este în cloș, cu aceste găurele în interior, ia uitați. Și îmi place foarte mult această culoare verde, o culoare verde mai deschis, care pus vibe de primăvară-vară chiar și eu cred că merge purtată și la vară, mai ales seara. Fac eu câteva ținute ca să și vedeți cum ar arăta în anumite ținute și vreau să vă mai arăt o chestie pentru că simt așa că nu am filmat suficient pentru acest vlog. Am aici în această punguță de la Avon produse consumate. Binecunoscutul Garnier, o apă micelară care are și ulei. Mie îmi place mai mult acesta decât celălalt roz, dar câteodată nu-l găsesc sau este mai scump. Mai am o cremă pentru corp de la Garnier. 250 de ml, intensiv, 7 days. Asta un spray pentru corp de la Shure. Move Together for a Sustainable Future. Un deodorant pentru corp. Mai am și un spray pentru alergie de la Sterimar, Hay Fever. Am cumpărat recent 3 spray-uri nazale de la Sterimar, dar mult mai mari. Acesta este de 500 de ml, cele pe care le-am cumpărat sunt de 100 de ml. Spray pentru cameră, Scenti, Fuchsia Bloom, Dry Room Spray. Un toner pentru față de la Boots cu castravete. Așa. Mai am și niște șervețele My Little Star. Nu le-am folosit mai înainte, dar nu pot să zic că mi-au displăcut. Corector de la Essence. Acesta l-am cumpărat în momentul în care s-a închis Wilco și erau foarte multe testere și este un tester de la Essence Sensitive Skin Loving Concealer. Și l-am terminat. Îmi cam pare rău că l-am terminat. Este culoarea 20, medium, pentru că acum trebuie să-mi cumpăr altul. Și așa arată periuța. Acestea sunt chestiile pe care voiam să vi le mai arăt, pentru că urmează să le arunc, că nu vreau să le mai țin. Ne vedem în următorul videoclip, aveți grijă de voi, sper să vă facă plăcere să petreceți timpul cu mine, nu uitați să vă abonați canalul meu, vă aștept săptămâna viitoare la un alt videoclip și sperăm că de acum se încălzește și ieșim la plimbare și poate mai facem și chestii în afara casei, nu doar din interior. Și haideți să vă arăt pe Sky să vedeți cum doarme pe hainele mele. Ia uitați cum stă acolo. Nu are niciun stres, zic așa. Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem săptămâna viitoare. Și uitați cum e casa după ce filmez un videoclip de fashion. Foarte frumos. Like only you could do, like a perfect dream, and that dream is you. Carry emotion, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see.